Da, inspectoratul pentru situații de urgență cu procurorul de Suceava a intervenit la un accident rutier produs la ieșire din Cariata, o conducătoare a Sucevei spre Pătrăuți. Un tren încărcat cu filatură, răsturnat în afara porții carosabile. Am intervenit cu două autos speciale de descarcerare și o resursă medicală de la Saj. Am mai venit în sprijin cu două autos speciale de sigur cu apă și cu pentru asigurarea zonei de intervenție. La susținerea echipajelor am și noi mai pentru recunoaștere, am găsit o victimă care era prinsă între capul tractor și încărcătură. A fost extrasă de urgență de către echipajele proprii și plecată echipajului Saj. La prima vedere era conștientă, urmează a fi stabilit la spital mai departe care era starea.